Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stăciu sunt astăzi. La tribuna polisportivă nu vom vorbi nimic despre înfrângerea grea suferită de Politehnica sâmbătă la Dumbrăvița. 1-3, așteptăm ca băieții să se revanșeze sâmbătă asta contra unei alte Politehnici, cea din Iași, ci vorbim despre un eveniment extraordinar pentru sportul din județul Timiș și din Banat. Miercuri, la Lugoj, va avea loc returul în Cupa Challenge la volei feminin, CSM Lugoj urmând a primi replica sârboaicelor de la Jedinstvo Pazova. Invitat, așadar, facem o excepție, pentru că știți că ne ocupăm în principal de sportul politehnist, dar pentru mari campioni și marile performanțe întotdeauna vom face o excepție, astfel că invitatul de astăzi este domnul Ion Moldovan, este vicepreședintele secției de volei de la CSM Lugoj și totodată team manager al echipei. De asemenea, domnia sa este și redactor șef al celebrei publicații Redeșteptarea din orașul de pe malul Timișului. Domnule Moldovan, bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit și pentru că suntem prima oară aici și suntem bucuroși să ne aflăm și să fim găzduiți de televiziunea dumneavoastră. Dați-ne voie să vă dăm așa și niște mici suveniruri de la Lugoj sau de la Lugoj, cum zic unii și alții, un calendar echipei, un fanion care confirmă prezența noastră în cupele europene, de asemenea mai bem și o cafea. Nu avem voie să facem reclamă, ok. Noi, dar nu e regulă. E regulă, e fără reclamă. Echipa imprimată pe și, bineînțeles, acreditarea de meci. Vă mulțumesc mult de tot. Pentru partida de miercuri. Un eveniment istoric. Așa este. Pentru așa noi este un eveniment extrem de important. Păi nu pentru dumneavoastră. Pentru întreg Banatul, pentru întreg sportul din Banat. Eu nici nu știu. Acum m-am gândit repede. N-am mai avut timp să-mi cercetez arhiva, să văd când a fost ultima dată o echipă din județul Timiș sau din întreg Banatul, mă rog, în semifinalele unei cupe europene. Sigur că dacă vorbim de Banat, a mai fost Reșița în Cupa Challenge la handbal băieți, dar din județul Timiș, dacă nu mă înșel, de ultima dată a fost Universitatea Timișoara handbal feminin, finalistă în Cupa Campionilor Europeni în 1973. Eu nu mi-amintesc acum repede dacă a mai fost cineva la un asemenea nivel. Vorbim, evident, de jocuri pe echipă. Așadar, miercuri, acum 1 martie, chiar de mărțișor, la ora 18:30, în sala Ioan Kunst Germănescu din Lugoj, returul cu sârboaicele, după ce miercurea trecută ați pierdut foarte strâns în Serbia. A fost 2-3, după ce gazdele au condus 1-0, ați răsturnat la 2-1 și apoi în setul decisiv care se joacă până la 15, nu până la 25, ați pierdut. Însă cu mari șanse de întoarcere a acestui rezultat și vă rog frumos să ne spuneți ce se întâmplă dacă învingeți cu 3-0 sau 3-1, pentru că s-au schimbat atâtea și în volei de la regula de pe vremea mea, să zic, când trebuia să câștigi serva ca să câștigi un punct. Acum nu mai există așa pentru dinamica jocului. Exact. Bun, vă rog. Da. Regulamentul de organizare și modul de organizare al acestei competiții s-a schimbat puțin în ultima perioadă, tocmai pentru a dinamiza acest sport, care, să facem ca și o paranteză, pentru că acum sunt alături de regele fotbal, da? Și de fotbal. Regina se zice că e atletismul, dar prințesa ar veni voleiul. Voleiul ca impact media și ca impact este pe locul 2 în lume după fotbal. E greu de crezut, pentru că foarte multă lume vorbește de alte sporturi, dar voleiul este ca impact al doilea sport din punctul ăsta de vedere. Și atunci, tocmai pentru a dinamiza și pentru a crea și mai mult spectacol, pe parcursul anilor s-a schimbat. Vorbeați de acel sistem cu schimb de serviciu și așa mai departe, în care un meci putea dura până la 3 ore, 4 ore, chiar au fost meciuri foarte lungi. Acum nu se întâmplă, totul este sistem tie-break.
Și, ca să revin la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, în caz că vom câștiga cu 3-0 și 3-1 ceea ce ne dorim și ceea ce ne-am și fixat, suntem calificați în la finale. 3-2. Dacă vom câștiga cu 3-2, este rezultat identic cu cel din și turul campionatului. Și nu contează suma punctelor. Nu contează suma punctelor, contează set averaj, punct averaj. Se ia strict rezultatul și atunci se va juca un set de aur, până care înseamnă 15. Tot un set decisiv, tot un set scurt, până la 15, în care se va stabili echipa calificată. Bineînțeles că nu ne dorim să ajungem acolo, facem în așa fel încât să încercăm să închidem meciul într-o victorie de 3 puncte, pentru că aici se face diferența. O victorie de 3-2 este o victorie de 2 puncte, o victorie de 3-0-3-1 este o victorie de 3 puncte. Iar acest lucru ne-ar, cum să spun, mai ușura pe partea emotivă pe care o resimțim acum din plin. Însă nu va fi ușor, pentru că echipa din Serbia este o echipă extrem de bătăioasă, este o echipă care foarte greu cedează mingile, beneficiază de atul tinereții care îți dă da, acel... Da, mă iertați, îl rog pe colegul meu Dani Șoșdean din regie să dea drumul unor imagini de la meciul tur din Serbia. Da, uitați, le vedem în acest moment. Fetele noastre, lugojencele, sunt în roșu de această dată, pentru că am văzut că folosiți deseori și echipament albastru. Da, avem două echipamente care au fost anunțate la Confederația Europeană de Volei. Te obligă la începutul sezonului da. Să anunți echipamentele și, în mod normal, ai echipamentul de deplasare și chiar echipamentul de acasă. Da, însă, mă iertați să spunem că ați avut și o galerie de vreo 100 de suporteri. Au fost peste 100 de suporteri. 100 de suporteri au fost deplasați doar cu auto. Carele, iar pe lângă aceștia au fost alte 15, poate chiar mai multe mașini. Cum se vede pe ecran, cum uitați pe ecran, în partea stângă da. E tot grupul lugojenilor care lipsește o parte din colț, pentru că doar așa am putut amplasa camera prin care am încercat să vă oferim să oferim lugojenilor și celor pasionați de volei această transmisiune care apropo, s-a bucurat de un succes extraordinar. Va fi televizat și returul de miercuri? Va fi televizat și de asemenea pe pagina de Facebook CSM Lugoj. Pe pagina de Facebook CSM Lugoj și pe pagina de YouTube Redeșteptarea, pentru cei care nu au pagina de Facebook aici. Pe care da, aici avem, da, foarte bine. Păcat că nicio televiziune națională nu transmite. Okay. Sunt un pic complicate lucrurile aici, pentru că trebuie niște derogări de la Confederația Europeană de Volei. Sunt, mă rog, avem timp foarte scurt și vreau să cuprindem cât putem de mult. Vreau să spun că Serbia la volei feminin este campioană mondială în titlu, să știm despre ce vorbim. Și această CEV, mă rog, vorbește și în românește, Women's Challenge Cup este a treia competiție europeană, valorică europeană. În a doua sunt implicate acum în sferturi Blajul și Târgoviște. Vreau să spun că performanța asta este unică pentru voleiul românesc de club. Până acum, pătrunderea în semifinală, să vedem ce se întâmplă cu celelalte, spuneam, nu? Cu Blajul și cu Târgoviște, dacă vor reuși. Că ați eliminat de-a lungul acestui sezon al competiției pe PTT SC Ankara din capitala Turciei, Kairos Ponta Delgada din Portugalia, asta vedem este Fanion, și da. Fanionul, da, că l-am văzut Fanion, aici, da. Asterix Avo Beveren din Belgia în sferturi după 3-2 în deplasare și 3-1 acasă, dublă victorie. Și v-ați calificat așadar în Final Four, alături de VfB Sul Thüringen, Germania și Reale Mutua Fenerbahçe din Italia. În tur, italiencele au învins 3-0 și au șanse mari. Sunt cele mai puternice. Sunt cele mai puternice. Da, e cea mai puternică echipă. Campionatele din Italia și Turcia se bat în acest moment cu șanse egale la ceea ce înseamnă primul loc în Europa ca valoare. Da. Și atunci e foarte greu să elimini formații din Turcia sau din Italia. E greu. Dar noi de ce nu să sperăm că veți câștiga trofeul? Sigur că da, noi ne propunem, prima oară trebuie să ajungem în finală, ăsta e primul pas și apoi jucăm, pentru că nu vom avea nimic de pierdut. Da. Declicul în parcursul nostru extraordinar din acest an a fost tocmai acel joc cu PTT Ankara. A fost pentru prima oară când am reușit să eliminăm o echipă din Turcia, până acum, din toate competițiile europene sau competițiile balcanice în care am fost,
Fie am pierdut finala în fața echipelor din Turcia, fie am fost eliminați de echipe din Turcia. Sunt echipe cu bugete foarte mari, sunt echipe cu salarii foarte mari, iar prima lor divizie e una extrem de puternică. Acolo locul 5-6 poate trece de locul 1 din România fără nicio problemă. Și astfel e greu. Dar anul acesta am reușit un joc foarte bun acolo, am pierdut tot cu 3-2, după care acasă am întors cu 3-1 și iată, am ajuns acum în... Da, să spunem că în toamnă ați reușit primul trofeu în istoria sporturilor de echipă din orașul Lugoj, ați câștigat Supercupa României în 23 octombrie. În semifinale ați învins chiar campioana pe CSM Volei Alba Blaj cu 3-1, iar în finală la Mioveni 3-0 cu CSO Voluntari. Ați participat la această supercupă invitată, să zic așa, pentru că s-a desfințat Megidia, care ar fi trebuit să... Da? Și, am primit celebrul wildcard da, din tenis, pentru că Federația Română de Volei a decis să schimbe formatul competiției și să meargă pe ideea unui turneu cu 4 formații, tocmai pentru a face mai atractivă această competiție și pentru a o face să se desfășoare în fiecare an. Pentru că dacă echipa care câștigă campionatul câștigă și cupa, automat nu mai ai loc de Supercupa României. Și atunci, pe modelul altor țări, pentru că nu este o chestie inventată de noi... Da, și Supercupa Spaniei am văzut la fotbal și a schimbat formatul. Și atunci a decis acest turneu de 4 în care noi am fost invitați și în care noi am dus fără să avem anul trecut a fost minunat pentru clubul dumneavoastră, pentru secția de volei. Ați fost și campioane naționale la junioare mari, junioare 1, cum se numesc. Da, colegii de la Clubul Sportiv Școlar Lugoj, profesorul Dorin Horvat, a reușit chiar aici la Timișoara să câștige titlul național. CSS Lugoj, da? CSS Lugoj, CSS Lugoj, da? În fața celor de la Dinamo București, acolo a fost miza, beneficiind de aportul a 3 jucătoare care s-au pregătit de-a lungul anilor cu noi, cu CSM Lugoj. Vorbim aici de Georgiana Popa, Andra Badiu Savu, care acum joacă la Craiova, și Patricia Bărbulescu, cea care, din păcate, a renunțat la activitatea Da, am atâtea să vă întreb că antrenorul echipei este un sârb, chiar un sârb, iată, Uglesa Șegert îl cheamă, l-am auzit că vorbește foarte bine românește. Vă rog să ne spuneți câte jucătoare străine aveți în lot și bănuiesc că aveți unele de lot național pentru țările lor. Absolut. Anul acesta, beneficiind de sprijinul municipalității, al primăriei municipiului Lugoj, am reușit să facem un lot competitiv în care să avem un număr de românce suficient, astfel încât să ne asigure acel procentaj de care avem nevoie, cel puțin 2 românci în teren, dar și străine de valoare, cum spuneam. Sunt 5 jucătoare din străinătate, avem 2 din Serbia, una este celebra Silvia Popovici, care este jucător de top 100 mondial. Până și eu, care sunt cu fotbalul, am auzit de Silvia Popovici. Medaliată olimpică, campioană mondială, campioană europeană, câștigătoare de Champions League, are un CV despre fabulos care trebuie să spunem. Da, e cea mai mare jucătoare care a fost jucată la Lugoj și care a fost jucată în județul Timiș, putem să spunem și chestiunea asta. După aceea o altă jucătoare din Serbia, coordonatoarea Tania Gârbici, care a venit din Franța, o jucătoare din Bulgaria, Veronica Bezandolska, și două apariții noi în ceea ce înseamnă voleiul românesc. Aici vorbesc de Aliona Martinuc, care chiar dacă a mai fost, a revenit după mulți ani, a fost foarte tânără când a fost în România și a jucat la echipe din România, după care a fost în Japonia, a fost în alte campionate, Turcia puternice, și azerbaidjanca Elisaveta Ruban, cea care și pentru noi constituie o surpriză extraordinară de plăcută, este capitanul naționalei Azerbaidjanului, jucătoare extrem de valoroasă. Da, aveți o tradiție minunată în voleiul feminin în orașul dumneavoastră. Mi-amintesc de domnul Dan Jitaru, acum câțiva ani. Lugojul se menține, iată, de câți ani se menține neîntrerupt în prima ligă? Suntem din 2010 neîntrerupt în prima ligă. Deci 13 ani. 13 ani, dar cel mai important este că Lugojul este una din puținele echipe care ființează din 1986 fără să pună
eu știu, punct, activități sportive. Am înțeles. Fără fuziuni, de exemplu, în momentul de față mai sunt Știința Bacău, acum Știința CSM Bacău și Dinamo București, echipe da. Care au anii noștri. În rest, majoritatea fie au dispărut, fie și-au schimbat vreau denumirea. Vreau să vă întreb, să ajung la un punct foarte dureros pentru noi timișoreni. Eu tot militez pentru jocurile clasice pe echipe, volei, handball, basket, feminin. Noi, Timișoara, nu avem nicio echipă de primă ligă. Avem o echipă minunată la volei fete de ligă secundă, însă o echipă care, un club studențesc, CSU Politehnica, jucătoare foarte, foarte tinere, dumneavoastră știți mult mai bine ca mine situația. De ce credeți că, iată, un oraș atât de mare ca Timișoara nu e în stare să... Cred că, în primul rând, trebuie să existe oamenii care se ocupe de acest lucru și să-și dorească. Noi suntem în aceeași echipă, eu cu colegul meu, Dan Brudiu, care este președintele secției de volei de la CSM Lugo și care, în momentul de față, este cel mai longeviv președinte de club din România. Din ce an? El este în mișcare din anii 87-8 și în conducerea voleului, cred că imediat după 90. A fost domnul Niță, sau regretatul Niță de la Piatra Neamț, care nu mai este printre noi, iar Dan a rămas cel mai longeviv președinte de club. Și noi lucrăm împreună de peste 25 de ani, iar lucrând de atâta timp, știm ce trebuie făcut. Nu e foarte greu, mai ales din punctul meu de vedere la un oraș de mărimea Timișorii, în care, pe lângă faptul că area de selecție mai mare pentru cluburile de juniori, care pot să-ți dea apoi o bază pentru o echipă de seniori, și modalitatea de a găsi finanțarea poate fi una mult mai... cum să spun, mai atractivă sau, mă rog, o plajă mai largă. Lugojul e mic. Noi, din păcate, nu avem niciun sponsor din România. Toți sponsorii care sunt nume, sponsori să nu dau nume, că știu care este politica la televiziune. Dar aici e un semn de întrebare. Adică, eu nu vă întreb care e bugetul clubului pe sezonul ăsta, dar vă întreb bugetul unui club de primele cinci, care nu trage neapărat la titlul la volei fete, cam pe unde se învârte? Habar n-am. Câteva sute de mii de euro, clar. Depășește 800 de mii de euro, da. Oho. În momentul de față, bugetele sunt foarte mari. Iar la primele, Blajul, Târgoviște, peste un milion de euro pe an. Da, la primele șase echipe, da, sunt salarii în momentul de față, în voleiul românesc, de 17.500 de euro pe lună. Ceea ce înseamnă un contract de 175.000 de euro pe an. Iată un buget la care nu știu dacă echipa de fotbal Poli Timișoara în momentul de față poate aspira. Da. Bun. Sunt bugete mari pe natura performanței. Sunt sporturi diferite, sunt vis-a-vis de fotbal, dar sunt sporturi care, fiind de echipă, clar că necesită alte implicații din punct de vedere financiar. Eu mi-aș dori ca Timișoara să revină. Țin minte că veneam cu plăcere să văd atunci când exista Politehnica Tender Timișoara și erau în prima ligă și vedeam aici meciuri extraordinare. Apoi a fost Agrolan Timișoara cu care și noi... Ajuns și în cupele europene, da, care a ajuns și în cupele europene, în cupa Challenge și dar a fost un proiect desfințat. Un proiect minunat. Dar din păcate, uite, proiectele private... Da. Da. Reziste foarte greu. Că CSM Lugoj este un club susținut de Consiliul Local și de Primăria Lugoj. Ca și majoritatea, la fel cum este la Timișoara, da, SCM Timișoara. Exact, dar ca și majoritatea cluburilor în momentul de față, așa este. Vrem, nu vrem, ne place, pentru că știu că există o largă discuție pe tema asta cu cluburile susținute din bani publici. În România sportul nu poate supraviețui altfel decât în modalitatea asta. Nu avem o lege a sponsorizării care să fie atractivă și din care, păcate, așa este. Da, care să fie, să genereze eu știu, posibilități de a primi suficienți bani de la firmele private și atunci tot ce înseamnă în momentul de față echipe de prima ligă, de primele locuri, Alba Blaș, CSM Târgoviști, Dinamo București, club ministerial și așa cu mai departe. Cu care a jucat sâmbătă în campionat. Da, Rapid București, CSU Voluntari. Noi toate sunt susținute din bugete locale. Și dacă luăm și mai jos, sub noi, ce mai există, Pitești, Bacău și așa mai departe, tot se bazează pe ce lucru. Aici
ține de disponibilitatea administrațiilor locale cât vor să aloce pentru sport. Ce vor pe această felie a sportului. Pentru că ele sunt foarte bine separate. Poveștile astea, care noi le tot mai auzim. A, păi dăm bani la sport și nu avem bani de canalizare. Sunt separate. Banii pentru canalizare sau pentru alte lucrări sunt alți bani. Banii pentru sport sunt alți bani. Adică, să nu uite, în echipă, în lotul lărgit, aveți mai multe jucătoare lugojence provenite de la CSC. Avem jucătoare lugojence, am avut la un moment dat, eram echipa cu numărul cel mai mare de sportive provenite din pepinierea proprie. În momentul de față avem, aș putea spune, două jucătoare lugojence, pentru că Adriana Popa deja este de, cred că 10 ani și în Lugoj, are foarte mulți ani, și Georgiana Popa, care a provenit și care este, cred că, cel mai valoros produs dat de către Volei Lugojan în ultimii ani. Am vrea să avem mai multe, noi suntem deschiși, dar din păcate aici ține și de disponibilitatea jucătoarelor de a continua voleiul, de a-și dori. Trebuie să-ți dorești mai mult și să o iei etapizat, adică să crești valorii, creșterea valorii că imediat sau implicit îți aduce creșteri și remunerări mai mari salariale, etc. Poziții mai bune în echipă. Să spunem că una dintre jucătoarele emblematice pe care le-a dat Lugojul în ultimii ani a venit acum un an și jumătate la Politehnica Timișoara, la CSU Poli, este vorba de Diana Balintoni, fost capitan al Naționalei de Senioare. Și capitanul nostru și probabil că cel mai bun produs al voleiului lugojan din ultimii ani. Acum, da. Suntem pe final și vreau tare mult să vorbim și despre modul în care lumea va avea acces la această semifinală în sala numită Ioan Kunst Germănescu. Este vorba de celebrul fost antrenor de handbal, care este născut chiar în, a fost născut în 1925 în Lugoj. Numele său este purtat și de sala polivalentă din București, celebra sală polivalentă din capitală. Așadar, 18:30 ora, miercuri, intrarea, din câte știu, este liberă. Da. 900 de locuri? 900 și vreo 20, însă noi vom suplimenta câteva scaune. Okay. 100 de scaune, da, pe laterale și mai sunt. Așadar, în sală pot intra peste 1000 de oameni. O capacitate decentă, având în vedere că sala noastră, Constantin Jude, are vreo 1800 de locuri, raportându-ne la dimensiunea celor două orașe, o capacitate absolut decentă, însă cu siguranță interesul pentru acest meci este uriaș. Da. Și așa că va funcționa regula primul intrat. Venit, primul servit, da, dar intrarea se va face cu două ore înainte și se va da drumul. Deci de la 4:30. De la 16:30, da, poliția locală a solicitat acest lucru, pentru că am avut situații, nouă ne convine acest lucru și ne place. Am avut situații când jumate de sală aproape a fost rezervată cu o oră și ceva înainte de meci, cu oameni care deja erau și chiar și mai devreme, venise cu 3 ore. Și din acest motiv, pentru a evita, dar noi îi așteptăm pe toți cei care doresc, se anunță suporteri care vor veni și din alte orașe, din Deva, din Reșița vor veni, din Ungaria, care vor să vadă un meci de calitate, pentru că va fi un spectacol de calitate. Noi ne pregătim pentru acest lucru. Domnule Moldovan, eu vă mulțumesc tare mult că ați venit de la Lugoj, nu e departe, dar iată că ați venit special pentru această emisiune. Vă doresc mult succes, indiferent cum va fi rezultatul de miercuri. Performanța va rămâne în istoria și chiar în legenda sportului din județul Timiș. Și de ce nu să visăm frumos, le batem pe italieni, cele astea care spuneți că sunt mari favorite, le batem în finale și facem ceva ce chiar nu s-a mai văzut. Mulțumim frumos, noi vă așteptăm și o să vă bucurați de un spectacol sportiv, pentru că la Lugoj, dacă suntem renumiți pentru ceva, suntem renumiți și pentru acest lucru. Este o atmosferă și un spectacol sportiv care place. Nu doar ce va fi pe teren, ci și ce va fi în tribune. Mulțumesc mult încă o dată, multă baftă, hai Lugojul, stimați telespectatori, noi ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului. Să ne revedem cu bine!